acest proiect pe care sperați să realizați în acest intervalul eșuează, ce veți face? Stimată doamnă, plecăm cu dorința de a ne îndeplini obiectivele. Mental trebuie să fim setați să ne îndeplinim obiectivele. Și sunt convins, având în vedere și experiența partenerilor interni și a celor externi și experiența polițiștilor români, că acest proiect va fi un proiect ce va genera eficiență pentru poliția română. Nu, este prematur. Fără o radiografie anterioară, pentru a vedea exact care sunt vulnerabilități, necesarul concret, unde vor fi elemente de natură structurală, elemente de natură structural-funcțională, vorbi chestiuni vis-a-vis de ce vrem să facem. Trebuie să facem o analiză foarte atentă în ce privește resursele financiare, logistice și umane. Practic, vreau înființa noi structuri? Teoretic, în funcție de necesități, da. Și cum vedeți că se va desfășura această reformă, având în vedere că domnul ministru spunea că este un inspectorat profund viciat? Și în câte alte evidențe este o astfel de situație? Stimată doamnă, e un proiect pilot. Încercăm să aducem cele mai bune mecanisme pe care le avem. Încercăm să optimizăm și factorul existent, factorul uman existent. Încercăm să optimizăm bazele de date. Încercăm să generăm noi valori și să aducem plus valoare. Dar acest proiect o să vedeți că va funcționa. Dorim să aplicăm ulterior. Dar pentru a fi eficient, e nevoie de o perioadă clar determinată. Ce înseamnă județul Constanța a pierdut lupta cu drogurile și lupta împotriva crimei organizate, așa cum a declarat domnul ministru Oatea. Și în ultimii 5-10 ani, adică este un interval foarte mare de timp. Și complet, există o brigadă specială care se ocupă de partea asta a competențelor, nu IPJ Constanța. Stimată doamnă, lupta cu drogurile e o luptă continuă. Există posibilitatea de a genera plus valoare și generează constant. O să vedeți, dacă solicitați, sau dacă analizăm cu atenție, că colegii de la Constanța sunt pe locul 2 în ce privește eficacitatea pe lupta antidrog. Vă rog, dar și poate că există o serie de sincope peste tot. Tocmai de aceea se dorește un proiect pilot. În măsura în care se va impune inclusiv pe această zonă să intervenim, e firesc să intervenim în oglindă. Deci, preluat și BCC-ul? Și acolo poate fi îmbunătățit, la asta mă refer. De ce a pierdut Constanța lupta cu drogurile și cu crima organizată în ultimii 5-10 ani? S-a stabilit acest lucru? A declarat domnul ministru aseară. Stimată doamnă, permiteți-mi să transmit că noi suntem dispuși și suntem datori să facem maximum pentru acest flagel. Faptele vor fi cele care ne vor defini. Dar cum este de fapt acest... Să știm și noi cum să explicăm celor care se uită... Ce anume? Câteva exemple despre cum se vor petrece aceste lucruri, cum le veți face practică și unde sunt cele mai mari probleme acum, dincolo de drogă. Stimat doamnă, din perspectivă organizatorică, va trebui să, repet, să facem o radiografie la ce avem și să venim cu noi concept. Asta dorim, asta înseamnă optimizare. Să optimizăm materialul uman existent, potențialul uman existent, să optimizăm bazele de date, să venim cu sisteme și cu niște matrici care să asigure reacție în sistem integrat. Poliția română trebuie să fie proactivă. Să fim foarte atenți și să generăm plus valoare. Dar o radiografie probabil s-a făcut. Dacă s-a decis să acest proiect pilot să se... Este făcută o radiografie prealabilă. Este problema cu infracționalitatea și pe ce palier? Și care este problema? Bun, nu. Sunt niște elemente punctuale. Noi dorim... Păi, sunt elemente, cum v-am mai explicat anterior, sunt elemente care țin de flux informațional. Dar când vorbim despre infracționalitate, dincolo de problema cu drogurile, unde mai tinem atât de mare infracționalitate? În legătură cu ce? Cu alcoolul la volan? Da, din perspectiva situației operative, e o situație operativă complicată, dar au reușit până acum să obțină maxim de eficiență. Știți foarte bine, și în cazurile de omor, și în cazurile de violență extremă, reacția sistemului și reacția polițiștilor Constanțeni a fost foarte bună. Din punctul dumneavoastră de vedere, accidentul de la 2 mai, tragedia, putea fi evitată dacă nu exista această serie de greșeli? Și credeți fără că s-a intervenit la un moment dat pentru acest băiat, pentru Vlad? Este exclus. Dacă ar fi putut să fie evitată această tragedie, dacă nu ar fi fost acest plan de greșeli? Fără doar și poate că asta dorim și asta dorim să facem și pe viitor. Putea fi evitată? 100% evident că putea fi evitată. Au fost 3 situații în care s-a intervenit. Situații în care ar fi putut să se întâmple ceva și 5 polițiști care ar fi putut face ceva. O zi înainte, șeful serviciului rutier nu l-a verificat așa cum ar fi trebuit.
Anterior, vorbim despre cei doi agenți și ofițerul pe care l-au oprit, l-au lăsat. Nu vă mai zice ce s-a întâmplat. Au fost atâtea... Stimată doamnă, este evident, dar vă rog să-mi permiteți ca această cercetare preabilă să facă cu maxim echilibru și cu celeritate. Sunt foarte atenți. Este evident că au fost o serie de sincope aici. Din nefericire, factorul de bază e eroarea umană. Din nefericire, au fost o serie de erori impardonabile. Asta încercăm noi să facem în acest proiect, să eliminăm cu orice preț eroarea umană. Prin automatizarea fluxului de informații, prin multe alte sisteme care să ne permită să reacționăm integrat și să evităm ca un singur agent sau un singur lucrător să ia decizii capitale pe situații complicate. Dar este adevărat. Unii dintre polițiști asigurau drumul liber pe litoral pentru anumite limitate. Există o astfel de practică? Exclus. Dar este adevărat că ofițerul de la rutieră care l-a oprit prima dată pe acest șofer era în mașină împreună cu tatăl său? Stimată mea, nu am aceste date și aștept să văd exact despre ce este vorba în urma unor cercetări probabile bine realizate. Vă rog să-mi permite să nu emit ipoteze și să nu fac speculații. Este foarte corect să fim echilibrați, să vedem exact ce s-a întâmplat cu toate elementele necesare la îndemână. Cine va aprecia la final realizarea acestui proiect pilot de care... Inspectorul, Ministrul de Interne, e bine. Ministrul de Interne are experiență în managementul poliției din România. Stimate... Dumnezeu este un jurist până la urmă, un avocat, un politician... Extrem de bine pregătit și... E punctul dumneavoastră de vedere. Absolut, pe care mi-l asum. Sunteți noi, stimată doamnă, da, e corect ceea ce spuneți. Evident că vor fi niște... Dar are dumnealui competența să cântărească un asemenea proiect pilot la care făcea întâlnire și să dispună consecință? În mod cer, da, și cu sprijinul specialiștilor și a echipei manageriale din Ministerul de Interne, da. Ce va determina pe domnul ministru să ia această măsură cu dezolvarea... De poliție. Este un concept, este un concept extrem de, este un concept de noutate. E un concept de noutate, e un proiect pilot și o soluție extrem de utilă. Dacă veți analiza cu atenție, o să vedeți că din perspectiva îmbunătățirii actului polițienesc este una dintre cele de soluțiile singulare. În acest moment avem foarte puțin poliție. Știu. 12, în acest proiect pilot este vizată cumva și întărirea acestei... Absolut. Nu aici, încercăm separat să vedem în ce condiții. Sunt într-adevăr... Aici nu, de ce? Pentru că știm că... Nu. Dar, este vorba de specializare și vă rog să-mi permiteți. E foarte important să lucreze și să lucreze în sistem integrat. Cum, domnul Dezbătru, nu pricep, adică... Deci, BGCU este separat, da? Pe scat. Există crimă organizată pe maritim, separat. Aveți și un serviciu de de port. Exact. Da? Se ce nu pe are portul. Legătura cu portul. Ce veți face? Pe zona cauzii. Nu. Pentru că dacă este vorba de droguri, ei sunt cei competenți în a instrumenta dosarele grele. Nu. Și asta vor face. IPJ Constanța. Nu. Sunt elemente diferite. IPJ Constanța va sprijini maxim pe zona preventivă în special. Urmează ca cei specializați în combaterea drogurilor, dar atenție că e vorba de o echipă... Doamna, ascultați-mă ce vă spun. IPJ Constanța... Stimată doamnă, IPJ Constanța poate recepționa o serie de semnale, o serie de sesizări de la părinți, o serie de sesizări din diverse, de la diverse persoane. Poate sprijini. Noi va trebui să fim foarte atenți și să receptăm toate semnalele pe care societatea ne transmit. Nu va putea brigada... Asta vreau să vă întreb. Ce se va întâmpla de... managerial, aveți... Ce se va întâmpla de mâine? Ieri mi s-a încredințat această misiune. Rugămintea mea e să aveți puțină răbdare cu mine, așa cum am spus, aș vrea să-mi fac propria evaluare. Cu ce încep? Încep prin a avea discuții cu colegii mei de la IPJ Constanța, să am toate reperele exacte. Am avut mai devreme o întâlnire operativă cu domniile lor și de mâine ne punem pe treabă. Veți conduce singur în această perioadă de 45 de zile? Munca de poliție nu se face niciodată de unul singur. Vorbesc că adjunții nu mai aveți și dumneavoastră sunteți cea care trebuie să puneți, să reorganizați acest inspectorat, dacă am înțeles bine. Veți voi beneficia de... Sau? Nu, beneficiez de sprijinul specialiștilor din poliția română. Se vor lua în calcul toate resursele umane
pentru a fi folosite cu eficiență exact acolo unde, unde sunt. CV-ul meu o să-l aveți, abia am venit la Constanța, o să fie urcat pe pagină și o să-l vedeți. Ați văzut postul de poliție din Mama Veche? Ați văzut cum arată? Estimată doamnă, și o să fie luată măsură, ascultați-mă ce vă spun, o să vedeți că la nivel național sunt foarte multe probleme pe această zonă. Noi am făcut o radiografie foarte atentă a tot ce înseamnă clădire a Inspectoratului General al Poliției. Să vedem exact unde și ce sume vor fi alocate. Sunt niște sume imense. Și noi va trebui să fim foarte atenți. Numai pe acele celebre WC-uri, așa cum s-o solicită, s-ar putea să ajungem la sume fabuloase, de milioane de euro. Și noi trebuie să fim foarte atenți din banii pe care îi avem, unde îi direcționăm, în sprijinul cetățeanului. Evident că e necesar să fie asigurat un mediu stenic. Evident că trebuie să fie minimul necesar. Și vom analiza în funcție de posibilității financiare. Unde ducem? Evident că aici, dacă se va investi, și sigur se va investi din punct de vedere financiar, vor fi luate inclusiv aceste elemente în calcul. De cât poliții și mai interne voi înșelătă? Stimată doamnă, fără o radiografie bine definită, aș specula și nu e cazul. În mod cert este nevoie. Vă întreba colega dacă ați venit postul din Mama Veche? Cum? Dacă ați văzut postul din Mama Veche? Da, doamnă, știu. Și cum vi se pare? Ce vi se pare că mai trebuie investit acolo pentru a deveni un... Vom analiza cu maximă atenție. Poate venim cu o soluție suplimentară, un element de noutate. E o chestie modulară. O să vedem. Arată într-o stare jalnică. Și o recunoaștem. Trebuie să vedem exact. Și, repet, cu riscul de a fi redundant, trebuie să fim foarte atenți în funcție de resursele financiare existente, cum le vom canaliza în sprijinul cetățeanului. Fără doar și poate că condițiile de muncă ale colegilor noștri reprezintă prioritatea, dar trebuie să fim foarte atenți. Și se poate veni cu un complex modular, sunt și la nivel național. Cum? Sunt deja inspectorate de poliție care au accesat o serie de fonduri, sunt elemente mobile, elemente modulare extrem de eficiente și care asigură un confort maxim. Sunt soluții care pot fi... Dacă acest proiect pilot eșuează, vi l-asumați, vă dați demisia dacă cumva... Stimată doamnă, ce vă pot transmite este că voi face tot ce ține de mine. Am în vedere experiență profesională, cu o determinare ieșită din comun, pentru a da o șansă unui proiect care va fi reper pentru viitor. Stimată doamnă, v-am explicat. Suntem ceea ce gândim, mă scuzați. Suntem ceea ce gândim și suntem obligați și datori pentru copiii noștri măcar să facem tot ce ține de noi. Ne vedem pe 15? Pe 15? Octombrie. Sigur că da. Vă mai spun că aveți o experiență de 23 de ani. Puteți spune ce competență aveți pe linie de ordine publică și investigație criminală? Așa mi-am început cariera la ordine publică. Am continuat ca ofițer investigator, crimă organizată, combaterea traficului de persoane, inclusiv Agenția Împotriva Traficului de Persoane. Am un stagiu acolo de 2 ani. Misiuni internaționale de menținerea păcii în Timorul de Est, o misiune OSCE în Kosovo, 2 mandate de atașă de afaceri interne, unul în Regatul Spaniei, altul în Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord și Centrul de Cooperare Poliționească Internațională. Mulțumim! La CV-ul meu... Și de ce aș avea nevoie de susținere politică? Sunt elemente de natură... Cum să mai rog? Vă rog.